Tarcaș, sunt broadheader, am ieșit un pic în natură, sunt cu amicul meu cameraman. Urmează să testez cât de tare ține Fox Polo inserțiile de aluminiu pe săgeți. Cu ocazia asta testez și săgețile Eastern Powerflight Carbon Aftermath sau Eastern Aftermath, în fine. Și testul de azi o să fie într-un parbriz. Am luat un parbriz de la dezmembrări. Dă-i înapoi pe mine. Și tot ce sper e să nu-mi stric săgeata. Mă arunc la buzunar. Repet, vreau să văd cât ține săgeata, cel de la care le-am cumpărat, le-a lăudat ca fiind bune. Să văd dacă Poxipolul și-a făcut treaba ca adeziv pentru inserția de aluminiu și să vedem cu ocazia asta cât de periculoasă poate să fie o săgeată în momentul în care este trasă înspre parbriz. Hai să vedem. Dă-te aproape. Dă-i că camera focalizează instantaneu. Săgeata a intrat în parbriz mai bine de 50% din lungime. Ar fi intrat, părerea mea, mult mai mult dacă nu era ținta în spate. Ținta a oprit foarte mult săgeata. Dacă vreți să faceți voi teste de astea balistice, vă recomand să puneți în spatele parbrizului sau în spatele geamului o țintă, pentru că săgeata mai mult ca sigur va trece prin geam, prin parbriz și riscați să vă pierdeți pendele. Deci, a intrat, hai să scoatem. Deci, filmează în continuare, da? Sper să nu mi-ai fi stricat săgeata. S-a zgâriat ce-i drept. Da. Vârful s-a îndoit. Vârful e slab. Săgeata prezintă înspre vârf ușoare depuneri de material de pe țintă. Iar pe restul corpului are o ușoară zgârietură. Nu știu dacă nu, filmează de așa. Nu se vede bine. Nu știu dacă reușiți să observați. E o ușoară zgârietură aici în partea. Partea de mijloc de la sticlă. În rest, cred că e. Bate, o vezi? Mhm. Hai să vedem. Inserția. Uite, se cred că mai mult ca sigur cioburile, sticla a zgâriat și vârful și inserția de aluminiu, dar nu e o zgârietură adâncă, a fost sticla pe metal. Sticla e mai moale, metalul învinge. Și vârful este un pic slobod, un pic l-am strâns, gata, și a revenit. Trag acum. Se pare că Poxipolul și-a făcut treaba foarte bine. Săgeata aia se vede. Rezistă, nu are nimic. La prima vedere, săgețile Eastern Carbon Aftermath sunt perfecte pentru un test de balistică cu parbriz. Hai să vedem și gaura. A intrat ceva. Deci, concluzia e că săgețile sunt periculoase pentru persoane aflate în spatele unui parbriz. Arcul meu e de 70 de pounds, setat la 70 de pounds putere, aproximativ 35 kg forță. Hai, dă pe mine, vă. Deci, în concluzie, pentru siguranța voastră și a celorlalți, Doamne ferește, nu vă jucați cu așa ceva. Nu încercați să vă impresionați prietenii prin nu știu ce fel de căcaturi de jocuri, hai să-ți arăt ce că rezistă parbrizul, nu.
feriți-vă, tocmai am demonstrat că e periculos. Arcul are 70 de pounds, repet. Am să încerc și cu arcuri mai slabe, să văd ce rezultate am și sper să ajung la o putere a arcului la care săgeata, sau datorită căreia săgeata să nu poată trece prin parbriz. Vă mulțumesc pentru vizualizare, eu sunt Broadheader și până data viitoare vă las. Numai bine, pa, pa!